Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. Avem un nou guvern care de astăzi ar trebui să pună în practică programul pe care cabinetul Cioloș l-a prezentat în fața Parlamentului. Un program în continuă schimbare. Ultima variantă păstrând totuși lupta împotriva corupției, dar fără a include pe lista priorităților alegerea primarilor prin două tururi de scrutin și comasarea alegerilor. Vom vedea care sunt punctele controversate care au fost modificate pe ultima sută de metri, ce noi măsuri au fost adăugate și câte dintre doleanțele societății civile se regăsesc în acest program. La Transilvania la zi vom discuta și despre evoluția relațiilor româno-americane pe parcursul celor 135 de ani de când între cele două țări au fost stabilite contacte bilaterale pe multiple planuri, politic, cultural, economic, militar și altele. Tot astăzi vă propun să aflăm care au fost ecourile spectacolului Boema de Giacomo Puccini, care a fost oferit duminică, 15 noiembrie, de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și TVR Cluj, la acest aniversar telespectatorilor săi. Această reprezentație de excepție a marcat împlinirea a 25 de ani de existență a studioului teritorial Cluj. Partenerul meu de dialog este astăzi Remus Florescu, jurnalist la Cotidianul Adevărul. Bună ziua, Remus, bine ai venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi, pe lângă știrile zilei, în Adevărul, pagina de Cluj, vă recomand un interviu cu Voico Oprean, unul dintre cei mai vechi antreprenori pe partea de IT din Cluj. El spune, face o analiză foarte realistă a sectorului IT și de aici am reținut faptul că circa 90% din industria IT română este bazată pe loan, adică nu producem noi aplicații, situația în care ar fi un avantaj mult mai mare pentru România, ci facem pentru alții și aceștia la rândul lor valorifică câștigând mult mai mulți bani. Păcat, nu? Păcat și ca și o consecință foarte români. Mulți bani din industria IT pleacă din România, din nou din păcate. Prin urmare, înainte de a discuta de programul Guvernului Cioloș, îți propun să discutăm despre istoria relațiilor diplomatice româno-americane. Astăzi, la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca, a avut loc vernisajul unei expoziții aniversare care surprinde cele mai importante aspecte ale relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii în perioada 1880-2015. Alături de noi se află acum domnul Ronald Hawkins, consilier pentru presă și cultură la Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Bună ziua! Bună ziua! Și Sorina Stanca, managerul Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj-Napoca. Bună ziua! Și bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și ați venit la TVR Cluj. În 14 iunie s-au împlinit 135 de ani de relații bilaterale România-Statele Unite ale Americii. Cum au evoluat aceste relații și unde ne situăm astăzi? Well, the relationship, I mean, it's a fantastic one, and 135 years is a chance for us to celebrate this anniversary and how it's evolved over that time. So we have wonderful aspects in the exhibit of different things highlighting key points of the relationship. A letter from Rutherford B. Hayes, a letter from Queen Maria to the people of the United States on her visit to the United States in 1926. So just these wonderful exhibits, these aspects, and a lot of people came together to put this exhibit together, including the Ministry of Foreign Affairs, the U.S. National Archives, and several presidential libraries in the United States. Această expoziție este itinerantă, a fost găzduită mai întâi la București, parcă în 28 iunie, iar apoi a trecut prin marile orașe. V-ați răbate câteva mari orașe ale României. Ideea este că întreg anul acesta este un an aniversar al acestor 135 de ani de relații diplomatice SUA-România. Biblioteca Națională, așa cum îi stă bine, a dat tonul și a început expoziția, care a fost mult mai amplă, fiindcă ea un spațiu mult mai mare acolo. Apoi expoziția a itinerat prin cornerele, American cornerele găzuite de biblioteci sau centre case ale corpului didactic sau biblioteci universitare. Sunt 9 astfel de centre
Și noi suntem unul dintre ele. La Biblioteca Județeană Cluj avem un American Corner, un spațiu dedicat promovării culturii și civilizației americane, cu tot felul de materiale, de la cărți la celelalte tipuri de documente electronice, CD-uri, DVD-uri, Blu-ray-uri, orice material care promovează cultura și civilizația americană, deschis publicului la sediul central, într-un program de dimineață de regulă, dar cu activități multiple și nu mai ținem cont atunci de programul nostru, ci deschidem porțile larg celor care doresc să știe mai mult despre Statele Unite ale Americii. Până când o să găzduiți această expoziție? Această expoziție, pentru că trebuie să plece de aici la Târgu Mureș, va fi găzduită până la sfârșitul săptămânii acesteia. Și publicul o poate vedea inclusiv sâmbătă, după care pleacă la Târgu Mureș. O întrebare pentru domnul Hawkins. România are pentru a doua oară în istorie un guvern tehnocrat. Cum vede ambasada SUA această realitate a țării? We're going to need a little bit of a translation. So Romania. If we have the second technocrat government in Romania, what is the position of the embassy regarding this? Well, the position of the embassy remains the same. We're looking forward to working with the government, working with the people of Romania for the strategic partnership, for the future of Romania, and all the wonderful things that that entails. Mulțumesc. România și Statele Unite au avut relații, așa cum ați precizat și dumneavoastră, încă din 1880, la nivel de agenție diplomatică și ulterior la nivel de legație, iar apoi ambasadă. Dar au fost perioade în care relațiile dintre aceste două țări au fost întrerupte. Care sunt acestea? We have this relationship since 1880, and there were some periods which the relations were not ongoing, if you know which were these periods of time. Well, in any friendship, there's going to be times when În orice perioadă de prietenie există perioade în care se relațiile sunt afectate. You know, we have 135 years of friendship to build on. We have a strategic partnership ongoing. Romania has joined the Avem acest parteneriat de 135 de ani care continuă. Avem o relație de parteneriat care continuă. Deci și pe și în perioada regimului Ceaușescu am avut o relație destul de strânsă româno-americană, iar în 1978, în 12 aprilie 1978, Nicolae Ceaușescu a fost primit de Jimmy Carter, iar apoi președintele Nixon parcă a vizitat România. Atunci relațiile economice și comerciale erau înfloritoare. Însă, în prezent, acestea au scăzut și întrebarea este de ce oare? The economic relationships were growing during the communist period, and now nowadays they are going a little bit down. Why it's Do you think there is a reason for that? No, not necessarily a particular reason. I mean, again, we're always encouraging U.S. investors to come here, and Romania should be out in force. Nu există niciun fel de motivație. Noi încurajăm. Noi încercăm să atragem investițiile americane în România. Este important să punctăm că România a fost prima țară din lume care a semnat în 26 ianuarie 1994 documentul cadru al parteneriatului pentru pace. Un moment vizibil al intensificării colaborării dintre cele două țări. A fost un moment important, un moment cheie? Is the peace treaty in 1994, which Romania already signed. Do you think it was a key moment of the relationship between U.S.
government and Romanian. Sure, and the exhibit, of course, speaks to that, and it speaks to other key parts of our relationship, other key elements. You know, for example, one of the contributors to the overall exhibit, of course, was the Fulbright Commission, because while we're celebrating 135 years, unul dintre contribuitori, cei care au contribuit extraordinar la expoziție, au fost Comisia Fulbright, și noi. And so again, these are key dates, key highlights that just show the ever-growing and ever-deepening. Aceste date sunt importante, sunt date cheie care arată cum crește relația între țările noastre. În 1997, președintele Clinton a fost în vizită la București. El a avut atunci discuții cu președintele de atunci, Emil Constantinescu. De asemenea, a ieșit și în fața poporului și a vorbit despre consolidarea relațiilor bilaterale și susținerea procesului de reformă și a demersurilor de integrare euroatlantică. Acel moment a însemnat ceva. Ulterior a apărut în 2004, nu? A fost un moment cheie în relațiile bilaterale româno-americane. You understand? It's about the, yes, 1995 President Clinton visit in Romania, which was the starting point of the relationship and the this strategic partnership between Romania and US. And if you think that this means something, a focal point or a starting point for the Romanian and US relationship. Sure, absolutely. A visit by a US president. O vizită a unui președinte american este un lucru foarte important. So when he is able to make time to come visit, it is something incredible. Numai faptul că și-a făcut timp să vină să viziteze a fost extraordinar. Este unul din aspectele unul dintre aspectele importante sunt aceste vizite la nivel înalt și putem să amintim vizita recentă după începerea războiului vicepreședintelui american. Situația din Balcan s-a schimbat mai ales din perspectiva poziției României. Astăzi, cum vede SUA poziția geostrategică a României în zona aceasta delicată, să zic? It's about the war in Ukraine and how United States see the Romanian position geostrategically speaking. Well, geostrategically speaking, you know, din punct de vedere geostrategic, România este parte din NATO. Asta rămâne un element cheie. NATO that we both belong to, our commitment to NATO is ironclad, and that just remains a true fact. Cum vedeți poziția României acum și relația româno-americană în contextul în care se află Europa sub asediul atacurilor teroriste? It's the, how do you see our position, Romanian position, in this events, the latest events that took place in France? Well, in the terrorism attack. I think we all, of course, offer our condolences. Noi toți oferim condolențe. Hearts, thoughts, and prayers are with the people of Paris. Și gândurile noastre și rugăciunile noastre sunt către poporul francez. A fost o tragedie îngrozitoare. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră relațiile bilaterale România-Statele Unite în următorii 135 de ani. So yeah, that's a good question. You know, I only seeing it getting better. Cred că vor fi din ce în ce mai bune. Areas where we have a lot in common. Avem multe domenii în care avem multe lucruri în comun. We already are building strong, have built and are continuing to build strong economic ties. Avem legături economice puternice și continuăm să le întărim. Avem legături educaționale extraordinare. Motivul pentru care sunt astăzi, aici a fost și să evidențiez legăturile culturale puternice pe care le avem.
Avem relații bilaterale foarte bune. De exemplu, domnul ambasador tocmai a premiat antreprenorul lunii și sperăm să inspirăm și pe, și pe alții. Este o prietenie extraordinară în care noi am investit foarte mult, așa că eu cred că ea va fi din ce în ce mai bună. Sunt interesați românii de cultura americană? Pomeneam de cultură? Da. Din perspectiva parteneriatului pe care biblioteca noastră îl are cu Ambasada Statelor Unite la București, activitățile care se desfășoară la American Corner Cluj-Napoca sunt din ce în ce mai multe în fiecare an și acest lucru este dovedit de creșterea grantului în fiecare an. Noi avem un grant anual pentru a dezvolta activitatea acestui colț de resurse americane, cum îl numim noi altfel, și anul acesta avem un buget de 21.000 de dolari pentru a achiziționa cărți și alte documente de bibliotecă, pentru a amenaja spațiul, și discutam mai devreme cu Ron despre planurile noastre pentru anul viitor și spuneam cu mândrie că ne gândim să dezvoltăm un așa numit Kids Corner, un colț american pentru copii, unde să facem o serie de activități prin care să-i aducem pe copii și să-i învățăm că pot veni de foarte mici la bibliotecă. Dacă vin și învață și o limbă străină, e cu atât mai bine. Dacă învață și limba engleză, e și mai bine. Și au un spațiu deosebit pe care, cu ajutorul ambasadei, îl dotăm cu tehnologia de ultimă oră și cu documentele cele mai importante pe care le aducem din Statele Unite ale Americii. Încă o întrebare pentru domnul Hawkins. Având în vedere această istorie de comună de 135 de ani, cam care sunt, știu eu, speranțele pentru obținerea de către România vizei pentru SUA? Do you understand? I missed one word. Yes, it's about the visa of the most. We don't the future that you think the Romanian won't need the visa for going in United States. It's that? Yes. Oh, okay. You know, that's something yet to be determined. Acest lucru se va analiza. Toate țările care sunt nominalizate în programul Visa Waiver trebuie analizate de către Congres. Deci este o problemă la care încă se lucrează. Este o discuție care continuă, pe care le avem de ambele părți. The government of Romania, atât guvernul României, cât și Departamentul de Stat și Congresul. So it's something to be expecting in the near future, or do we have a deadline? Or... No, I wouldn't say that there's a deadline or even a target date. Nu spune că este un termen limită la care ne așteptăm să avem un răspuns. Este încă o conversație, un dialog care continuă. De când trăiți în România? De când ați venit în România? Since June. Am venit în România din iunie. Ați colindat întreaga țară? Ați fost prin toată țara? So no, I've traveled quite a bit. Am călătorit. I'm thrilled to be able to do that. I mean, it's such a beautiful place. Este un loc deosebit. I'm trying to get to the various corners, you know, we have nine American corners. Încerc să ajung la toate cornerele. Avem 9 cornere în toată țara. Now this is my second visit to Cluj. Este a doua vizită a mea la Cluj. I am getting around to see the various corners, not only the American corners that we support, but just the corners of Romania. Aș vrea să vizitez nu numai cornerele americane, dar și colțurile din România. Care sunt aturile României, ale românilor, în opinia dumneavoastră, care sunt neexploatate? Cum ar trebui? What do you think that we have the this characteristic of the Romanian people which are not so exploited, let's say. You know what, one thing I think that hasn't been explored or exploited, if you will. Un lucru care nu a fost exploatat sau explorat. I don't think the natural
Nu cred că este vorba de frumusețea naturală a României care nu a fost fructificată. Când te duci în Transilvania, când te duci în Delta Dunării, nu cred că suficienți americani știu despre frumusețile țării noastre. But I'd like to see Romanians out there, the tourist board hitting places hard to get people here. You also have a wonderful wine industry. Aveți un vin extraordinar. Și aș vrea ca vinul românesc să ajungă și în Statele Unite ale Americii. Și noi, dar vă așteptăm acest lucru. Vreau să vă întreb, mi-ați spus, de la Cluj, această expoziție va ajunge la Târgu Mureș. Da. Iar apoi... în Transilvania, mai va poposi undeva? Vom determina aceste locuri. Așteptăm să treacă sărbătorile de Crăciun. Pentru că atunci toate activitățile încetinesc. Și din ianuarie încă mai avem în vedere câteva cornere. Dar luăm în considerare și alte orașe unde nu avem cornere, dar unde oamenii ar fi interesați să vadă o astfel de expoziție. Ați fost, nu știu, astăzi sau poate data trecută când ați trecut prin Cluj-Napoca, v-ați întâlnit și cu autoritățile locale? Ați fost la primărie, la primăria Cluj-Napoca, la Consiliul Județean, Cluj? Did you visit City Hall and County Council? I visited with the county councilman today. He was there at the exhibit. He attended that. I didn't actually get to physically to the buildings, but I, you know, I was able to walk around town during my last visit. Deci doar am vizitat Clujul, nu am fost la primărie. And then today I was over Babeș Bojă University, meeting with some. Dar astăzi m-am întâlnit cu niște studenți extraordinari de la universitate. And they were very inquisitive and quite knowledgeable. Erau foarte cunoscători și doreau să afle foarte multe lucruri. V-am întrebat acest lucru în speranța că autoritățile o să fie stimulate, măcar pe plan local, să facă demersuri să ne promovăm zona. Domnul prefect a fost oaspetele nostru și l-a rugat pe Ron să transmită un mesaj ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București, o invitație deosebită de a veni în Cluj și de a discuta despre posibilitățile de colaborare. Is it so? Este un lucru bine de știut și măcar pasul acesta a fost făcut de la prefectură, de reprezentantul guvernului în teritoriu. Rămâne să vedem ce fac și autoritățile locale. Încă o întrebare pentru domnul Hawkins. Fiind consilier de presă, ați reușit să vedeți principalele ziare, posturi de televiziune, cum sunt în comparație cu ce este în SUA? Good question. You know, asta este o întrebare foarte bună. Cred că mass media în România este similară cu cea din SUA. Sunt ziariști foarte talentați și foarte dornici să afle lucruri. Acesta este un aspect foarte sănătos al oricărei democrații. Este un indicator foarte bun al unei democrații adevărate. Also the variant kinds of media that exist here. I mean, radio to television to magazines just to internet to blogging to sunt foarte multe tipuri de media aici, televiziuni, radiouri, bloguri, has its own radio, internet radio. And so I mean it just really shows how plugged in Romanians are to information. Acest lucru demonstrează cât de interesați sunt românii de informații. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea de astăzi și ați acceptat invitația TVR Cluj. Și vă mai așteptăm. Trecem la următorul subiect și vorbim despre ce își propune să facă noul guvern. Cabinetul Cioloș a trecut testul Parlamentului cu un program de guvernare în continuă schimbare. Ultima variantă, așa cum spuneam, păstrează lupta împotriva corupției, însă scoate din lista priorităților alegerea primarilor prin două tururi de scrutin și comasarea alegerilor. Vine și cu îmbunătățiri la transporturi și educație. Vă propun să vedem care sunt punctele controversate, modificate pe ultima sută de metri și noile măsuri adăugate.
Tragedia din colectiv și semnele de întrebare legate de integritatea administrației din țară rămân punctele de pornire și în ultima variantă a programului de guvernare, a treia. Accentul rămâne pe independența justiției, pe susținerea legii anticorupție și pe consultarea publică. Dispar însă planurile de schimbare a sistemului electoral, astfel încât alegerile pentru primari și președinți de consilii județene să aibă loc în două tururi. Nu mai apare nici ideea organizării tuturor alegerilor odată la 5 ani. Anul viitor, acest guvern va organiza două rânduri de alegeri. La nivel politic, vrem să dăm răgazul necesar în care partidele să își definească programele și echipele cu care vor participa în cursele electorale. Sarcina noastră va fi să ne asigurăm că toți românii pot vota, indiferent unde se află, în interiorul sau în exteriorul țării. Urmează un an important în care se vor face numiri în posturile cheie din justiție și parchete. Numirile vor fi ghidate doar de performanță profesională și de integritate. Din program dispare planul de renegociere a deficitului structural, care restricționează capacitatea guvernului de a se împrumuta pentru plata cheltuielilor suplimentare. Tăiată de pe listă este și introducerea criteriilor de evaluare a performanței profesorilor. Dar rămâne modificarea curiculei, însă de la clasa a 5-a. Schimbări majore sunt și la transporturi. Guvernul Cioloș vine cu mai multe completări, insistă pe reforma în companiile de stat din subordinea ministerului și pe continuarea proiectelor de infrastructură. În ceea ce privește fondurile europene, avem încă mari restanțe pentru perioada financiară 2007-2013, pe care vom încerca să le eliminăm în măsura în care este posibil. România mai are de absorbit 30% din alocarea financiară precedentă. Vom urmări să finalizăm implementarea a cât mai multor proiecte majore. În sănătate, guvernul Cioloș vrea o nouă lege, un nou program de investiții și evaluarea sistemului de urgență la nivel național. Alături de noi se află acum George Jiglău, politolog, reprezentantul Centrului pentru Studiul Democrației. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Programul a fost prezentat, l-am văzut, ce rămâne de făcut? E bine că s-a terminat perioada de criză, putem spune, odată cu investirea noului guvern. Eu sunt optimist și cred că asta ne rămâne de făcut acum. Să așteptăm cu optimism să vedem ce se întâmplă. Mie mi se pare că ce s-a întâmplat în aceste zile, per total, este încurajator. Dincolo de toate aceste sincope, bulbuiel, să spunem... Bulbuiel, exact. Vezi, Ministerul Sănătății la Justiție, la Justiție a întrecut măsura. Acolo la propriu au fost bulbuieli. Deci sunt lucruri care... Într-adevăr, n-au dat bine și au fost sancționate, cred, și de presă, și de partidele politice, și de societatea civilă. E bine că, totuși, prim-ministrul desemnat a reacționat și a schimbat atunci când a fost cazul, mai ales la justiție. Mie mi se pare că, totuși, s-au dat niște mesaje importante și cred că, dincolo de persoane, ar trebui să ne concentrăm pe aceste mesaje. Se vorbește despre recâștigarea încrederii de către clasa politică, despre acțiuni concrete care să asigure recâștigarea încrederii. Ori democrație fără încredere nu se poate. Democrație fără încrederea cetățenilor în instituțiile fundamentale ale oricărei democrații, cum ar fi Parlamentul sau partidele, nu se poate. Se vorbește despre organizarea fără probleme a alegerilor de anul viitor și aici e implicită situația din diaspora. Asta e iarăși o chestiune foarte importantă. România stă foarte, foarte prost în ceea ce privește percepția publicului privind corectitudinea alegerilor. Deci oamenii nu au încredere în procesul electoral din România. Asta iarăși nu e în regulă. Deci faptul că guvernul înțelege chestiunea asta și reacționează și propune să acționeze înțelege, în dar nu poate asta, să facă nimic. Cel puțin și-a retras propunerile care le făcuse pentru alegerile locale. Da, dar sunt două lucruri diferite. Organizarea alegerilor ține de guvern, plus autoritatea electorală permanentă. Toate problemele de anul trecut, de fix acum un an, de la alegerile prezidențiale, au venit din cauza felului în care s-a comportat guvernul. Deci deja era o chestiune de interpretare de către guvern a unor legi trecute, într-adevăr, prin Parlament. Acele chestiuni tehnice, până la urmă, care au apărut inițial în programul de guvernare și apoi au fost scoase, legate de alegerea primarilor și de comasare, o chestiune care clar nu ține de guvern. E bine că au fost retrase, dar în același timp mă bucur că cel puțin legat de alegerea primarilor, mesajul a fost din nou
spus în public, pentru că asta este o chestiune foarte importantă, pe care inclusiv noi am promovat-o în aceste luni și mare parte din societatea civilă a făcut asta, pe bună dreptate. E o chestiune pe care poate lumea nu percepe la adevărată importanță și care a fost îngropată de Parlament. Știm că alegerilor locale a trecut cu primarii într-un singur tur. Și mai sunt câteva chestiuni iarăși foarte importante pentru noi. Se vorbește despre eliminarea pragurilor la consiliile locale. Iarăși, nu e o chestiune care se ține de guvern, dar în toate aceste discuții pe care am avut-o în aceste zile, lumea a putut să audă chestiunile astea, s-a pus puțină presiune din nou pe partide, pe Parlament. Pentru mine asta este un câștig, pentru că sunt lucruri importante despre care lumea trebuie să audă. Acum, faptul că, într-adevăr, ei nu țin de guvern și până la urmă e o chestiune de voință politică din partea partidelor care sunt reprezentate în Parlament, e doar o piesă, să spunem, din mica dramă care s-ar putea dezvolta în următorul an, toată relația dintre un guvern tehnocrat de acest gen și Parlament. Pentru că, până la urmă, orice își dorește guvernul să facă chestiunile fundamentale, majore, poate și de legislație, trebuie să treacă prin Parlament și o să vedem cum va merge asta. Eu o să joc rolul pesimistului în această seară, dacă George e optimistul. Și ce mi se pare mie un pic ciudat este această quasi-unanimitate cu care a fost sprijinit guvernul tehnocrat, care mie cel puțin îmi dă un semnal că guvernul a ascultat și va respecta și doleanțele celorlalți. Mă refer aici și la PSD, pentru că nu ne așteptam, cel puțin eu nu mă așteptam să sprijine acest guvern. Și vreau să-l întreb pe George, cum vede el evoluția acestei unanimități? Va rămâne așa? Se va schimba? Își va modifica guvernul lista de priorități? Ce se întâmplă? Dacian Cioloș a făcut turul partidelor cam de două ori pe la fiecare a trecut înainte să vină cu aceste propuneri de miniștri și cu programul de guvernare. Ba chiar a spus că această schimbare peste noapte, până la votul de investitură de ieri, a fost făcută ca urmare a discuțiilor cu partidele. E firesc să se întâmple așa. Eu cred că e un lucru bun din partea, sau pentru viitorul relației, că nu a dat un mesaj foarte radical să spună nu ne mai interesează de partide, acum suntem noi experți și... Pentru că va trebui să lucreze cu oamenii aceștia. Pe până în alta avea nevoie de voturi. Avea nevoie de voturi, exact. Deci trebuie cumva să ieșim din... Să ne propunem cel puțin să intrăm într-o logică ceva mai constructivă și cred că asta s-a întâmplat. Faptul că partidele mari au dat acum votul de investitură, pe de o parte nu prea aveau de ales după ce s-a întâmplat la proteste. E clar că lumea dorea altceva. Asta e soluția. Asta este altceva în momentul ăsta, cel puțin până la anul. Deci nu cred că își permiteau să se pună împotriva curentului. Cred că cel mult, dacă nu ar fi fost de acord, poate se abțineau, dar nu cred că cineva vota împotrivă doar pentru că nu era de acord cu principiul de tehnocrat sau... Mai important e ce se va întâmpla de acum înainte, pentru că, din nou, un an de zile nu e foarte mult, dar lumea are așteptări mari de la acest guvern. Tot vorbim despre un guvern de tranziție care să organizeze alegerile. Sigur că e important, dar lumea are așteptări mari. Avem o echipă de tehnocrați, de oameni apolitici, care ar trebui, sperăm sau ne așteptăm, să facă ce n-au făcut politicienii până acum, mare parte din lucrurile astea. Ne gândim la autostrăzi, la chestiuni de natură economică și așa mai departe. Apropo de asta, îmi cer scuze că te opresc. A fost acuzat Cioloș legat de programul acesta că ar fi format din o serie de lozinci, că nu sunt chestiuni clare și precise care pot fi cumva evaluate la finalul acestei perioade. Cum vezi tu, Trump? Există obiective de genul acesta? Uite, după un an livrăm A, B, C, D respectiv. Când și-a putut asuma, cred că pe temele pe care își poate asuma obiective concrete, a făcut-o. Legat de organizarea alegerilor, este specificat clar organizarea fără probleme. Acum, bine, asta era cumva inclus. Neapărat, pentru că merg mai departe, se vorbește despre creșterea numărului de secții din diaspora, de exemplu, care are și o chestiune care ține de guvern plus autoritate electorală permanentă. Vedem, acum știm că va intra, probabil, după promulgare, va intra vigoare și legea votului prin corespondență. Deci sunt lucruri pe care guvernul le poate face, pe altele, și le asumă, cred că, mai degrabă ca priorități, ca mesaj, ca chestiuni pe care să le pună pe agenda, pentru un viitor guvern care va rezulta după alegeri, pentru că după toate probabilitățile o să vedem ce se întâmplă, dar vom reveni la un guvern de politicieni. Și atunci scopul, cred că, pentru acest guvern este să ridice cumva mingea la fileu, să ridice ștacheta, să seteze clar niște obiective, niște priorități, pe care apoi să spună ok,
oameni politici, acum aveți posibilitatea să duceți lucrurile astea mai departe. Și după părerea mea, cer scuze, scopul acestui guvern ar fi și cumva să creeze un cadru pentru viitorul guvern. Ce ai observat în programul acesta, elemente legate de cadru, de, știu eu, lege electorală, de... Ceea ce cred că e foarte important la acest program de guvernare este că, din nou, faptul că setează niște priorități, faptul că pune în prim plan chestiuni de natură economică, mie mi se pare un lucru bun, pentru că pe dimensiunea economică guvernul are ceva mai multe pârghii decât pe alte... Cum ne asigurăm că vor rămâne obiectivele astea? Că asta eu... Asta nu e poziția mea cum să dau răspunsul și nu sunt exagerat de optimist și să spun că acest guvern va fi grozav. Eu am spus de la început, mi-asum acest optimism pentru că nu avem de ales. Dacă e normal ca mass media, observatorii să fie sceptici și eu sunt precaut, să spunem. Deci sunt optimist, dar precaut. Pe de altă parte, cred că acum e o șansă bună să se întâmple niște lucruri, da? Și să punem presiune, inclusiv prin acest guvern, să punem presiune pe partide care să înțeleagă că e nevoie de un alt fel de comportament atunci când dețin funcții publice. Ori acest guvern și acești miniștri care vin din niște medii... Important este, într-adevăr, așa cum spui, să pună presiune pe partide și nu invers, partidele să pună presiune, fiindcă eu cred că o să existe și astfel de presiuni, cu siguranță. Probabil. Deci acești oameni vin din niște medii în care s-a acumulat multă frustrare legat de comportamentul politicienilor în ultimii ani și atunci acești oameni au acum șansa să arate cum ar trebui să se comporte niște oameni atunci când dețin niște funcții publice de o asemenea importanță. După care... noi ceilalți observatorii să arătăm partidelor și să cerem partidelor să se comporte după aceleași standarde. Tocmai la presiunea partidelor au dispărut acele prevederi în programul Cioloș de schimbarea sistemului electoral, de exemplu. Nu e o problemă atât de mare. Din nou, acele chestiuni sunt foarte concrete și țin de măsuri pe care Parlamentul trebuie să le ia, de decizii ale Parlamentului. Așa este. Da. Era ciudat faptul că au apărut acolo. Eu mă bucur că au fost puse din nou în dezbatere publică, au fost reamintite, că s-a vorbit din nou. Au fost puse acolo, chestiuni. Probabil, și la presiunea societății civile, nu? Fiindcă era unul dintre punctele... Și la presiunea străzii, până la urmă, că asta a avut și... Iar în programul lor, într-adevăr, se observă că marșează pe chestii punctuale economice, vine cu mai multe completări, schimbări majore la transporturi, de exemplu, da? Zicea, insistă pe reforma în companiile de stat din subordinea ministerului, o să vedem cum o să reușească, pentru continuarea proiectelor de infrastructură, deja se făceau glume pe tronsonul de autostradă. Cred că ar fi fost contraproductiv pentru acest guvern să spună până la anul vom da în folosință X kilometri de autostradă. Am mai auzit asta de tocmai asta ori. Și asta e o schimbare până la urmă de discurs. Programe de guvernare stufoase, elaborate pe parcursul a nopții întregi în beciurile partidelor sau în birourile partidelor, am mai văzut. E un experiment, deci este un alt tip de abordare a funcțiilor publice cu oameni de o altă factură, din afara partidelor, o să vedem cum merge. Este un experiment, cred că, pentru orice democrație de tip occidental, pentru că nu am mai văzut așa ceva în... s-a mai dat exemplu de Italia cu guvernul Monti, dar acolo era un prim-ministru care în trecut avusese o traiectorie politică și care venise pentru o chestiune foarte concretă, cu un guvern format parțial din politicieni pentru a salva Italia de pe marginea prăpastiei. Dar nu era un guvern complet apolitic, cum se întâmplă aici. Nicăieri nu se folosește sintagma asta, dar nu se aplică, nu se pune în practică sintagma de guvern de tehnocrați de la un capăt la altul. Deci România, din punctul ăsta de vedere, e o premieră și o să vedem cum merge. Sper că va merge bine și pentru că dacă se dau rateuri cu acest guvern sau cu unii miniștri, s-ar putea ca ideea asta a experților care vin și își asumă funcții de decizie să aibă foarte mult de suferit pentru mult timp de acum înainte. Deci s-ar putea să nu mai spunem, să spunem politicienii nu sunt în regulă, dar nici experții nu sunt în regulă, din vari motive. Și atunci o să avem o problemă și mai mare. Doar că acest guvern este girașii de președinte, președintele Klaus Iohannis, care a punctat tot așa în premieră, da, o vizită la guvern pentru investirea membrilor cabinetului Cioloș. Haideți să vedem ce a declarat președintele. Am toată convingerea că dumneavoastră veți reuși, contrar așteptărilor unora sau altora, să vă faceți treaba foarte bine. Până și politicienii
care cel puțin declarativ sunt un pic reticenți față de un guvern independent, nu numai că au acceptat, au îmbrățișat această soluție pentru România în această etapă. Este o provocare, dar o provocare frumoasă pe care ați primit-o. Aveți șansa să arătați cum se poate guverna România bine într-un an complicat și cu așteptări foarte mari. Simplu nu va fi, dar puteți să contați pe parteneriatul cu mine. Deci parteneriatul cu președintele? Asta trebuie să existe. Președintele a mai spus că e nevoie de comunicare. Într-adevăr, e nevoie de a pune relația asta instituțională pe alte baze decât cele cu care am fost obișnuiți. Cred că dacă acum 2 ani, în plin conflict, Ponta Băsescu, cineva ne spunea că peste 2 ani o să avem la conducerea României un tandem format din Iohannis și Cioloș, cred că n-am fi fost foarte optimiști. Cred că un lucru pe care vreau să spun în încheiere și cumva să ne detașăm de strict de guvern sau de program de guvernare, care sigur că sunt importante, dar legat de protestele care au fost și de ceea ce ar trebui să, neapărat la ce să ne așteptăm, deci ceea ce ar trebui noi să facem. E foarte bine că aceste proteste au existat. Deci e o formă de participare publică necesară într-o democrație atunci când simțim că nu mai avem alte posibilități. Au fost niște decizii pe termen scurt care cred că au fost de bun augur, acele demisii. Pe de altă parte, lumea trebuie să înțeleagă că presiunea, inclusiv pe partide și pe instituții, trebuie pusă constant. Dacă ne învolburăm cu toții o dată pe an, când nu mai putem, nu mai suportăm, poate sau anul trecut la alegeri, tot așa, un sentiment de frustrare legat de ceea ce s-a întâmplat în diaspora. Acum 2 ani a fost episodul cu Roșia Montană, acum 3 ani a fost momentul în care a picat guvernul Boc. Deci dacă facem astfel de ieșiri în stradă doar o dată pe an, timp de câteva zile, după care totul revine la normal, nu e în regulă, pentru că lumea, deci, într-o democrație lumea trebuie să se implice constant și oarecum mai echilibrat. Protestele sunt necesare, dar partidele și oamenii politici trebuie ținut la foc mărunt constant. Și cum să facem asta? Sunt mijloace pe care le avem la dispoziție, dar cu care lumea nu este obișnuită. O chestie care ține de cultură politică, de educație civică. A fost apelul zilele acestea la care eu mă raliez oarecum. Trebuie ca lumea să înțeleagă că e necesar un pas mai aproape de politică. Nu neapărat de a intra în partide, dar în implicare în organizații neguvernamentale care sunt adiacente zonei politice și care pun presiune, verifică ce fac parlamentarii, prin crearea de noi organizații, da, dacă nu ne simțim reprezentați. De multe ori, da, chiar intrarea în partide politice. Acum e ușor să ne formăm partide politice. Tot instrumentul acesta al petițiilor, de exemplu, pe care lumea nu prea le-am calcul, facem petiții, trimitem la parlamentar și așa mai departe. Dar tocmai pentru că sunt foarte rare acum nu, pentru că lumea vede ca pe, se întâmplă foarte rar și lumea vede ca pe o excepție și ca pe ceva oarecum, timp oarecum pierdut. Dacă lumea ar învăța instrumentele astea, sigur că ia timp. Dacă lumea învață să le folosească și presiunea asta e tot mai mare și constantă, cred că lucrurile se pot schimba și să intre pe un făgaș normal pe termen mai lung. Din nou, dacă singura modalitate de a ne exprima frustrările și, sau dorințele sau solicitările față de mediul politic sunt prin astfel de proteste pe care din nou nu le dezavuiesc sub nicio formă, dimpotrivă, au fost utile și sunt necesare. Dacă doar asta se întâmplă și deci sunt așa în toată Europa, creează, e studenții în stradă, da? Când li se taie bursele, e fermieri în stradă atunci când se iau măsuri. Deci în România, apropo de aceste teme pentru care în Europa se este în stradă, în România sunt probleme care se pot cuantifica în vieți omenești pierdute, foarte mari, pe care lumea nu le simte, pentru că fie nu ne afectează în mod direct, fie se întâmplă câte o picătură. Acum am ieșit în stradă pentru că au murit 50 și ceva de oameni, să spunem că se oprește aici, în acel club, din cauza unor nereguli, unui lanț de nereguli. Dar mor mii de oameni pe șosele în fiecare an, din cauza lipsei infrastructurii. Niciodată nu a fost un protest în România, pentru că infrastructura este la pământ. Nu ne enervează când mergem cu mașina sau în fine. Atunci când ne lovim de asta, după care ne vedem de ale noastre. Lumea nu este în stradă pentru așa ceva, nu pune presiune pentru așa ceva. Ne enervăm așa în barbă, cumva. Cred că este o modalitate de sancțiune și anume votul. Și aici, asta mai ales dacă vorbim despre tinerii care iasă foarte mult în stradă,
Nu prea merg la vot, din păcate. Un lucru care nu mi-a plăcut în aceste zile este că atunci când mare parte din manifestanți, care sigur că au fost foarte diverși, deci nu generalizez acum, dar când erau întrebați de ce nu vă implicați voi, de exemplu la București sau la Cluj sau marile orașe, au ieșit în stradă oameni, să spunem, din clasa mijlocie, ca să folosim așa un termen, nu știu cât e dezvoltat în lumea, dar oameni cu job, profesioniști, mediu privat, care au spus, ok, nu vă place ce se întâmplă în politică, de ce nu vă implicați? Și răspunsul era, de cele mai multe ori, păi, nu noi, ei, tot ei, nu politicienii, alții ei, eventual, care dar niciun caz nu noi. Asta nu e regulă. O să vedem. Primul examen, cred că o să-l dea guvernul Cioloș la legea bugetului, să vedem cum o să reușească. Poate o să ne surprindă cu ceva plăcut și înainte, dar acolo este greul. E important, trebuie să fim cu ochii pe guvern, să fim cu ochii pe partid și să sperăm că va fi bine. O mulțumesc! Mulțumesc, George! Așa cum am anunțat și la începutul emisiunii, în continuare vă propun să vedem care au fost ecourile spectacolului aniversar Boema oferit de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și TVR Cluj la aniversarea 25 de ani de existență a studioului de televiziune. Haideți să rememorăm aceste momente. TVR Cluj și Opera Națională Română i-au adus în premieră, pe aceea scenă, pe soprana Anita Hartig, tenorul Teodor Ilincă și basul Adrian Sâmpetrean sub bagheta dirijorului David Crescenții. Suntem foarte fericiți că, iată, noi, Opera Națională, putem să facem acest eveniment pentru televiziunea română. Intrăm în istorie, e extraordinar. TVR Cluj este, cel puțin pentru mine, un reper și o școală de televiziune și un anume curent de televiziune în mai toate formatele și genurile publicistice. Este un spectacol de mare clasă care ar putea fi prezent pe oricare din scenele Europei. Un spectacol din punct de vedere muzical și altfel foarte frumos. Iar dacă nu ați fost în sală la spectacolul aniversar, îl puteți viziona la TVR3 în prima zi de Crăciun. Am revenit în platou, iar alături de noi se află acum Ina Hudea, regizorul acestui spectacol, și Petre Burcă, unul dintre soliștii care ne-au încântat duminică seara sufletele. Bună ziua! Bună seara! Bine ați venit la TVR Cluj. Bună ziua! Cum spuneți? Este bine! Ina, bine ai revenit acasă! Ultimii mohicani! Da, ultimii mohicani, restul distribuției deja s-a risipit, noi am rămas acasă. Și iată că am ajuns din nou aici printre foștii mei colegi și chiar vreau să vă spun că mă bucur mult de tot că așa au vrut stelele până la urmă să fie ca acest spectacol al meu, eu fost TVR Cluj, să fie pentru aniversarea 25 de ani a TVR Cluj. A fost o inițiativă frumoasă venită atât din partea directorului Operei Naționale, Florin Estefan, cât mai ales din partea directorului TVR Cluj, Romeo Căuții, care, uite, că până la urmă a dus la acest rezultat frumos care a fost premiera de duminică seara. E bine, asta a pornit de la conducător, dar a fost important că ai reușit sau ați reușit să-i aduceți acasă pe toți clujenii, pe soliștii cu care mi-ai lucrat, de fapt, nu? Ai mai pus în scenă spectacolul Boema în 2009, la Oradea? Aproape toți, că nu... Am avut alt tenor și o altă muzeta, dar și Petrica a fost cu noi atunci la Oradea. Fai, când ce frumos a fost! Erau tineri, încă nu erau atât de faimoși. Nu erau recăsătoriți, unii dintre ei. Exact. Erau liberi, chiar. Și atunci a început, practic, această aventură cu Boema și a fost mare parte meritul lui Florin, care a reușit să strângă prietenii alături, la Cluj, să refacem acel spectacol de suflet. Sigur, mai maturi acum și mai plin de experiență, dar tot așa entuziaști, tot ca niște copilași și ca niște tineri au reacționat, s-au jucat, au plâns, au râs împreună pe scenă. Sunt cu adevărat niște artiști excepționali. Trebuie menționat și faptul că, fiind patru soliști care cântă în întreaga Europa sau întreaga lume, i-a putut aduce într-un singur moment
să facem acest cum spectacol. Cum a zis Sina, s-au aliniat planetele, stelele. Stelele au reușit, da. Da, a fost un lucru care pare aproape imposibil. Uite că s-a întâmplat la Cluj și a fost un spectacol cu o distribuție de talie internațională. Iar prestația artiștilor Operei Naționale Cluj, a corului, a orchestrei, a maestrului Crescenții, toate au condus, pentru că să știi că doar cu o echipă extraordinară poți face. Soliștii nu ajung pentru a realiza un spectacol. Trebuie să fie toți acolo, trup și suflet. Eu zic că n-ajunge nimic. Un spectacol înseamnă de la femeia de servicii până la regizor sau până sus la director. E un întreg lanț care, dacă nu se leagă, nu iese spectacol. Asta e clar. Ai avut îndrăzneala să montezi într-o variantă clasică acest spectacol? Da. Ne-am dorit să fie, așa a fost și la Oradea, ne-am dorit să fie un spectacol curat și pentru că compozitorul Puccini este unul din compozitorii care notează în cel mai mare amănunt mișcarea, stările, trăirile, mai ceva decât un regizor, deci am urmat sfaturile compozitorului și mi s-a părut cel mai firesc să mergem pe această linie clasică, desigur adăugând fiecare puțin din temperamentul nostru, din imaginația noastră pentru rolurile respective. Au contribuit mult aici și decorurile și costumele lui Mihai Vălu, care, iată, un tânăr scenograf de la Baia Mare ne-a ajutat. Și atunci la Oradea am rămas, deci în aceeași echipă, chiar în aceeași echipă, mai puțin doi oameni, dar restul am fost aceiași. Și este o provocare să montezi într-o variantă clasică, pentru că sunt multe montări. S-a montat Boema, este un spectacol care se joacă, e un spectacol care prinde la public și, într-adevăr, să faci o premieră în variantă clasică, eu spun că este o îndrăzneală, dar când ai cu cine, eu spun că se poate să se întâmple acel magic pe care întotdeauna eu îl cer artiștilor și energia aia care merge dinspre scenă înspre public. Având în vedere că Cluj-Napoca candidează în 2021 pentru titlul de capitală culturală europeană, vreau să vă întreb pe domeniul dumneavoastră ce credeți că ar trebui să se mai întâmple ca să avem un an care să, să ne facă mândri și pe partea de operă. Păi eu cred că ne aflăm deja pe un drum bun în ceea ce privește Opera Națională din Cluj, pentru că proiectele sunt ambițioase, oamenii chiar s-au mobilizat înspre a duce opera către oameni, în stradă, în fața operei, în piață. O să facem o grămadă de campanii pentru reluarea Boemei din 18 decembrie. Aici împreună cu Petrică vă invităm iarăși să fiți alături de noi, pentru că vrem să facem o campanie adresată pensionarilor care cu ocazia Crăciunului să beneficieze de bilete reduse la maxim și casele de bătrâni chiar gratuitate pentru a intra la acest spectacol. Și proiecte sunt foarte multe. Ar fi important să fie și bani. Da. Iar bani. Important este ca opera să se apropie mai mult de public, asta este clar. Și publicul să ne cunoască mai bine, ca să vadă ce se întâmplă pe scenă. Și pentru asta deja de 2 ani încoace s-au întâmplat lucruri mărețe, fiindcă noi am ieșit din operă. Am venit în centru, am venit la Alba Iulia, la Sibiu, unde am mai fost. Vă adresați copiilor, tinerilor, da, tuturor categoriilor, vârstnicilor. Cu sală vândută de o săptămână. Deci două, că sau am uitat. Eu am vrut să cumpăr niște bilete. Da, deci nu mai sunt nici bilete la matine, ceea ce ne bucură, pentru că se vede că deja mobilizarea aceasta, noul suflu care îl are acum opera, aduce oameni, aduce public. Și noi vă mulțumim că suntem parteneri cu Opera Națională și am reușit să participăm la acest eveniment deosebit. Mulțumim încă o dată, vă mai așteptăm. Mulțumesc și ție, Remus. Bun. Punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Pudacotuțiu și vă invit să rămâneți în continuare pe TVR Cluj. Toate cele bune!